Viața merge mai departe în cartierul Poștă din municipiul Buzău, zonă în care a fost instituită carantină timp de două săptămâni. Pentru că în cartier nu există niciun bancomat, de ieri angajații poștali au început să distribuie oamenilor pensiile și alte drepturi financiare. Poștașii au purtat echipamente de protecție, banii au fost distribuiți în plicuri, iar la ieșirea din zona de carantină au urmat procedurile stabilite pentru dezinfectare. Poștașii și au purtat echipamente de protecție, banii au fost distribuiți în plicuri, iar la ieșirea din zona de carantină au urmat procedurile stabilite pentru dezinfectare. Totodată au fost distribuite și pliante cu caracter informativ preventiv, elaborate de către Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul Județean de Jandarmi, referitoare la măsurile de prevenire a răspândirii bolilor. Locuitorii din cartier se adaptează din ce în ce mai bine restricțiilor impuse de autorități. În puținele magazine din cartier, oamenii stau ordonat la rând pentru a cumpăra alimente și apă. De asemenea, la capătul podului de lângă Târgul Drăgaica, autoritățile au improvizat un loc de schimb unde localnicii din cartier primesc de la rude sau prieteni produse de strictă necesitate. Totodată polițiștii locali se ocupă de aprovizionarea bătrânilor sau a persoanelor invalide care nu se pot deplasa până la cel mai apropiat magazin. Ieri poliția Buzău a anunțat că a întocmit dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor pe numele celor două persoane care au provocat infectarea cu COVID-19 a mai multor rude din cartierul Poștă. Este vorba despre doi membri ai clanului Pistol, un bărbat de 41 de ani și soția sa, în vârstă de 36 de ani, care în perioada sărbătorilor Pascale s-ar fi întâlnit cu mai multe cunoștințe și rude din județul Ialomița.